Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. După cum am promis într-un clip anterior, când am reparat un bec LED, am promis că îl voi rezolva și pe acesta, cel de față. Din păcate, acesta este de o calitate mult mai proastă față de cel anterior, de la prima vedere. Să și-l desfac. Are mai multe capsule, în total sunt 14, însă, din păcate, nu funcționează deloc. Cum îl verificăm? Dacă nu știți ce reprezintă acest circuit, puteți căuta într-un clip anterior despre ce este vorba. Eu l-am modificat un pic, am pus trap între fază și nul în cazul acestei prize, șuco, pentru a avea doar becul direct la 230 de volți. Păi să-l alimentăm. Ok? Este alimentat la 230 de volți și nu se aprinde din câte se observă. Hai să și-l măsurăm. Aș trebui să avem alimentare de 310 V. Deci șirul de LED-uri este alimentat. Dacă lipsea alimentarea de aici, problema era din altă parte. Dar în cazul acesta, problema este în cazul LED-urilor. Scoatem alimentarea. Bun, cum verificăm LED-urile? Pentru că este clar că LED-urile sunt defecte. Sunt 14 în ghilimele LED-uri. În ghilimele pentru că practic într-un singur LED, în ghilimele de rigoare, sunt mai multe LED-uri din calculul meu. Deci avem așa, tensiunea de alimentare a pachetului de LED-uri, 310 V, CC, curent continuu. Nu știu curentul, dar îl pot afla în funcție de puterea scrisă pe acest LED, pe acest backLED de 12 W. Împărțim 310 la 14 ca să vedem ce cădere de tensiune avem pe LED, pe un LED. 22,1, hai 22 de volți. Se pare că pe un pachet de LED cade o tensiune de 22 de volți. Deci este clar că un LED nu-l putem verifica cu multimetru. Deci nu putem. Oricât am încerca, deci dădem pe verificarea de diode, nu putem verifica. Însă, eu am o altă alternativă. O să testăm LED-urile cu acest buck boost converter, pentru că putem limita curentul. E limitat de mine, știu, dar pentru orice eventualitate îl punem către 0. Ok, și setăm curentul la 20, vreau. Aproape de 20. Lăsăm așa. Și tensiunea, hai să spunem la început 3, deși nu cred că se aprinde la 3. 3,7, da? Și verificăm LED-urile, le luăm pe rând. Nu se aprinde pentru că e tensiunea mică, exact ce am bănuit. Mărim nițel, ducem către 5. Ok, să verificăm acum. LED-ul de față este în regulă. Următorul. Este în regulă. Oricum știm clar, deci eu bănuiesc că ar fi cele cu punct negru. De regulă au un punct, deci un punct negru înseamnă că e ars. Hai să și verificăm direct că... Aici nu se aprinde, punem și invers. Nu se aprinde, verificăm mai multe ori ca să fim siguri. Da, este ars. Îl notăm cu markerul punct negru. Asta e în regulă. Asta este în regulă. Asta e în regulă. Punem și invers să fim siguri. Iars. Îl notăm ca ars. Mai departe. În regulă. Ok. Ok. Și ăsta l-am mai verificat, parcă știu că a fost invers. Da, e în regulă. Verificăm aici. Acesta este defect pe jumătate. Hai să vedeți diferența, da? Practic, sunt arse o parte din LED-urile de pe el. Așa că îl trec la capitolul ars. E dus. Nu stau la discuții. Dus. Și până acum sunt 3 LED-uri arse.
E în regulă. Asta îmi depistează scurt pe... Dacă îmi pui pe LED-ul roșu, înseamnă că este în scurt. Deci, clar dus. Deci avem 4 LED-uri arse. Eu, în cazul în care vă observ 4 LED-uri arse, nu mai stau la discuții și arunc la reciclare, că da, ziua de azi trebuie totul reciclat, păi da. Însă, dacă tot suntem un canal de electronică și nu contează, trebuie să reparăm, indiferent că merită sau nu merită, deși clar că nu merită, îl reparăm, da? Deci avem 4 LED-uri, mă rog, pachete de LED-uri arse. Cum calculăm? În cazul în care am putea, să spunem, înlocui acele LED-uri, mi-ar trebui stație cu aer cald și eu nu am, din păcate, plus că trebuie căutate LED-uri care să fie la aceeași tensiune de 22,5, din câte am observat, că ăsta e standardul, 22, ceva gen. Deci pachetul acesta se alimentează la 22 de volți, ok? Și haideți să calculăm ce curent practic avem, da? Nevoie. Cum o facem? Păi el scrie, din câte vă spusesem, puterea de 12 volți pe tot becul LED. Din acest putere o să deducem cât de cât cu aproximație ce curent trece printr-un pachet din acesta de LED. Știm deja tensiunea ce cade pe un LED, pe un pachet de LED-uri. Știm tensiunea, pentru că a fost măsurată de noi, de 310 volți, ce cade pe toate cele 14 pachete de LED-uri. Așa că din formula puterii P egal cu tensiunea ori intensitatea, putem afla și curentul, da? Deci I egal cu P părțit la U. Ok, ceva gen. Se egal cu 0,038 amperi. 38 de miliamperi. Hai să spunem 40. Hai să calculăm utilizăm rezistoare. Din câte știm, R egal cu U pe I. În această formulă o să calculăm ce valoare ne trebuie în cazul rezistorului. 550 de ohmi. Deci o să ne trebuiască un rezistor cu valoare de 550 de ohmi. La putere de minim 1 watt, recomandarea mea e mai mult, de 2 watts. Așa că eu am achiziționat rezistoare. Am calculat eu dinainte și am cumpărat. 558. Este de 560 standard. Deci, acestea sunt. Sunt de la Vișai, dacă tot întrebați ce producător e. Maro, foarte fain. Din păcate, în cazul nostru se ne trebuiască 4. 1, 2, 3, 4. Am reușit cât de cât să dezlipesc cu greu. Aici, din păcate, am exfoliat, dar nu contează, că oricum e în serie cu această capsulă. Am lipit deja cele două rezistoare, n-am filmat, am uitat. Am reușit, din câte se vede, e cât de cât ok. Și acum, momentul adevărului. Funcționează sau nu? Da, funcționează. Din păcate, lucrurile n-au mers exact cum am anticipat, pentru că tensiunea ce cade pe acel pachet de LED-uri este mult mai mică față de cum am crezut eu. Așa că aceste calcule privind alegerea rezistorului, intuind că pe pachetul de LED-uri cade o tensiune de 22 de volți, am dedus această tensiune din calcul, pentru că tensiunea în gol între cele două zone, aici și aici, plus și minus, am intuit prost, pentru că practic prin acele LED-uri în serie am măsurat eu deconectând acest rezistor și punând pe partea de miliamperi, acest multimetru, să văd ce curent trece prin acest circuit. Și mi-a dat un curent de 0,085 amperi, adică 85 miliamperi, ceva, 84, ce mai exact. Deci a fost complet eronat calculul meu. Bineînțeles, am măsurat tensiunea ce cade pe rezistor de 46 și nici de cum de cât am calculat eu de 22. Asta pentru că acele pachete de LED-uri nu sunt de 22.
După câte vedeți, am calculat și puterea ce cade pe puterea dispată de rezistor, 46 de volți, ori curentul ce trece prin rezistor și ne-a dat aproape de 4W, ceea ce este dublu față de puterea ce o poate suporta aceste rezistoare. Ok, așa că concluzia mea nu merită. Însă eu nu o să mă opresc aici, bineînțeles că nu o să mai repar, însă o să vreau să îl desfac. Să vedem ce se află în interior. Dăm acest silicon la o parte. L-am desfăcut. Am reușit. Până la urmă am desfăcut. Aici se alimentează la 230 de volți. Trece printr-un rezistor, exact ce am bănuit, pus pe post de siguranță, în locul siguranței fuzibile. Apoi trece printr-o pundere de răsoare, 230 de volți intră aici și apoi iese minus și plus. Mai departe, un condensator de 0,2 microfarazi la 400 de volți, sunt două condensatoare, iar între ele, în serie, este un inductor. Nu m-am informat ce face, tot are legătură cu partea de filtraj. Nu știu exact, pentru că nu am încă studiat așa de bine. Nu mai știu, poate spuneți voi în comentarii. Mai departe, partea de plus se duce mai departe către LED-uri. Se pare că plusul duce exact către LED-uri, da. Apoi, mai departe, minusul, partea de aici, se duce printr-un rezistor, dar nu văd eu bine de cât este. E așa de mic scris. În fine, printr-un rezistor duce către pinii aceștia ai acestui. E un integrat, din ce am căutat eu. Eu este non-isolated buck offline LED driver. Practic, din ce am citit eu în engleză, limitează curentul. Însă nu am văzut cum îl poți regla. Circuitul am găsit. O să încerc să pun pe ecran și circuitul găsit în datasheet-ul respectiv. Și pare să coincidă cu acel montaj, cu acel schema tipică din datasheet. Acesta este o diodă rapidă, nu e Schottky diode, diodă Schottky. Am căutat eu după, e scrie pe ea S1J. Nu știu dacă vedeți voi bine. S1J. Iar acest integrat este BP9916C. Bineînțeles, trece la pinul drain, se pare că pinul e acesta al acestui integrat, trece prin inductor și apoi din inductor se duce mai departe către LED-uri, da? Și nu e conectat nicăieri. Nu e un transformator, e o bobină doar. E un inductor, atât. Avem și pe la ieșire filtraj. Un condensator la fel, de 2,2 microfarad la 400, JCH, habar n-am, nici n-am auzit. Și cam asta este. Deci, până la urmă, se pare că sunt și anumite încercări de a repara care nu ne iese exact cum ne-am dorit. Cam aici se termină acest clip. Până la urmă, am răspuns și la întrebarea merită sau nu. Părerea mea că nu merită. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja. Și vă aștept pe data viitoare la alte tutoriale și la alte montaje, proiecte, toate cele bune. La revedere!